printr-o conjunctură favorabilă am prins la test și un Nissan X-Trail în versiunea de 5 locuri, nu 7, și cu o motorizare bine cunoscută, 1.6 DCI, însă în combinație cu cutia de viteze X-Tronic, respectiv CVT-ul Nissan. O să vedeți că sunt unele diferențe, evident, între 5 locuri și 7 locuri, de la diferențe ușoare de greutate în defavoarea modelului de 7 locuri, la, bineînțeles, o aranjare altfel a portbagajului. În rest, mașina este același nivel de echipare, adică Tecna, are și AVM, are și Nissan Safety Shield, așadar toate lucrurile pe care le-am prezentat deja la modelul X-Trail. Ce elemente de noutate sunt și care interesează pe toată lumea? Cum se comportă motorizarea 1.6 DCI în combinație cu această transmisie cu variație continuă X-Tronic? Și, bineînțeles, care sunt diferențele la interior, deci cum arată mașina în portbagaj, asta ne interesează. În rest, atât motorizarea cât și restul de echipamente și sisteme a fost prezentat în detaliu la prima noastră prezentare video cu X-Trail. Ce este important de reținut, eu am mai spus încă de atunci, prin 2015, dacă mi-amintesc bine, din păcate, pe versiunea cu transmisie automată X-Tronic nu este disponibilă tracțiunea integrală, deci această mașină are tracțiune față. Pe acest model, pneurile sunt Goodyear Efficient Grip 225x55 R19. Le-am prezentat ca să nu fie niciun fel de dubiu pentru cei care vor să facă o comparație cu motorizarea 1.6 DCI de pe varianta cu 7 locuri, să vedem dacă sunt sau nu aceleași pneuri, ca să putem să fim cât mai aproape de o comparație obiectivă. Cam așa arată portbagajul la o versiune cu 5 locuri. O să observați diferențe destul de semnificative, dincolo de absența evidentă a celor două locuri din spate, locuri pe care le găseam la modelul cu 7. Aici o să vedeți că apar niște chestii de plastic, mă rog, niște suporți special făcuți cu care poți configura portbagajul în funcție de anumite nevoi particulare. O să ne jucăm imediat ca să vedeți ce se poate face și ce se găsește sub aceste capace. Altfel însă, finisajele sunt absolut asemănătoare. De reținut că are 550 de litri în această versiune de configurare. La filmele cu primul model X-Trail, capacitatea portbagajului a fost dată greșit, nu era 550 de litri, deci la 7 locuri ai 445 de litri în configurație de 5 locuri pe scaune și portbagaj, în timp ce la mașina de față, care are doar 5 locuri, portbagajul este de 550 de litri, deci un pic mai mare. În momentul în care le pliezi toate, și la versiunea de 5 locuri și la versiunea de 7 locuri, volumul obținut este identic. Acest lucru ce înseamnă? Că atât la versiunea de 5 locuri cât și la cea de 7 locuri, dimensiunile mașinii sunt aceleași. Acum, alte aspecte importante pentru cei care folosesc genul acesta de mașină, în anumite situații poate să te deranjeze genul acesta de sistem. Ar fi intrat mai obiecte mai mari dacă n-am fi avut sistemul ăsta, însă el are un rol. De exemplu, poți să faci practic o chestie de genul ăsta, ca un raft, dacă vreți, sau poți folosi, dacă vrei să depozitezi aici niște obiecte și sistemul ăsta, poți pune această poliță, care, așa cum se vede, este perfect făcută pentru el, deci să poți avea diverse moduri de configurare. N-am idee dacă este gândită, dar pare să meargă și așa. Mă rog, sunt diverse variante pe care poți să le faci, mai mult sau mai puțin gândite de cei de la
Nissan, dar ele funcționează așa cum observați, da? Fie așa, fie, dacă vrem, invers. Da? Deci poți să-ți închizi diverse lucruri acolo cum dorești. Nu mă dau un vânt după genul ăsta de sistem, adică nu-i găsesc neapărat o utilitate extraordinară. De desubt este ceea ce se vede, adică avem un capac foarte frumos făcut, sub care se află o roată de rezervă de tip temporar. Ea are niște dimensiuni, ce-i drept, destul de impresionante, pentru că trebuie să păstreze un diametru cât mai apropiat de roțile originale, și așa arată roata. Capacele astea se scot ca să poți pune aici ruloul. Dacă vrei să depozitezi ruloul, are un loc special aici. Deci în mare cam astea sunt diferențele față de versiunea cu 7 locuri. Da, așa cum se observă, diverse șmecherii care se pot face cu aceste polițe, da? Adică poți să o duci și un nivel mai jos, în cazul în care vrei să transporti un obiect mare, și o să vedeți filmate diversele configurări posibile în portbagaj. Am ridicat capota în încercarea de a vă arăta încă o dată motorul 1.6 DCI de origine Renault, toată lumea știe lucrul ăsta, montat pe un autovehicul Nissan. Nu mi se par diferențe față de celălalt X-Trail pe care l-am avut cu tracțiune integrală și cutie manuală. Observ aceleași elemente de antifonare pe zona de aripi. Mă rog, nu prea sunt multe lucruri de discutat. Am zis doar așa, să vedem dacă e vreo diferență, dacă se observă faptul că ai cutie CVT. Sincer, nu-mi dau seama și nici nu se vede, nu putem filma nimic în așa fel încât să vă arăt ceva. Datele tehnice le știți: 130 de cai la 4000 de rotații pe minut și 320 de newton cuplu la 1750 rotații pe minut. Acum o să fac o poveste scurtă despre acest X-Tronic, despre cea mai nouă generație de transmisie de tip CVT oferită de cei de la Nissan, care au o tradiție în acest segment al cutiilor de viteze cu variație continuă. Spun asta pentru că, dacă stau bine să-mi amintesc, în urmă cu foarte mulți ani, prima mașină cu CVT pe care am condus-o a fost un Nissan Murano, motor benzină, o mașină realmente care mi-a rămas întipărită și va rămâne întipărită până mă sting, ca una dintre cele mai spectaculoase mașini cu care am mers la vremea respectivă. Ce este interesant acum, că iată, inclusiv pe o motorizare diesel cu o valoare de cuplu destul de mare, da, 320 de newton, nu pot să spui că nu sunt respectabili. Iată că această tehnologie o vedem îmbinată și cu un motor diesel. Destul de multă lume m-a întrebat de ce nu doar Nissan, ci și alți constructori continuă să meargă pe această cale a transmisiilor de tip CVT, care sigur nu sunt atât de, să spunem, sportive, dinamice, precum niște transmisii de ultimă generație, fie cu dublu ambreiaj sau chiar unele de tip convențional cu convertizor de cuplu. O să încerc să explic acum în două vorbe. Pentru cei care nu știu ce înseamnă o transmisie cu variație continuă, este o transmisie, schematic vorbind, care folosește o curea metalică și două fulii, să le spunem, da? Acele fulii, presupuneți cu toții că acea curea metalică de care vorbim are o dimensiune fixă, deci nu poate fi lungită sau, eu știu, extinsă într-un anume fel, și atunci variația continuă de care vorbim, de unde vine? Din faptul că acele fulii de care vorbesc, fiind conice,
mărind și micșorând distanța dintre ele, apare această variație continuă, care înseamnă într-un fel utilizarea pe o, nici nu e corect să spun pe o plajă ideală, înseamnă de fapt utilizarea ideală a cuplului motor pe segmentul de viteză sau, mă rog, pe segmentul de solicitare respectiv. În traducere liberă, o cutie de tip CVT folosește tot timpul potențialul motorului și practic se spune despre ea că ești tot timpul în viteza în care trebuie, deși nu ești nicio viteză, pentru că sistemul schematic vorbind este relativ simplu. O să râdeți, dar cred că adevărații inventatori ai transmisiei de tip CVT, nu știu dacă vin din Japonia neapărat, eu am văzut, eram copil când am văzut țiganii care tăiau lemne cu acele, nici nu știu cum să le spun, atelajele alea lor de tip Mad Max, care foloseau practic o transmisie cu variație continuă. Așa funcționa sistemul, avea o fulie mare și o fulie mică și variind distanța dintre fulii plecau, deci plecai de pe loc într-o anumită poziție și îndepărtând un pic fulia, respectiva curea își schimba un pic cursa și putea să pornească mașina foarte ok. Deci era un precursor fără îndoială al transmisiei cu variație continuă pe care eu le-am văzut și există și în ziua de astăzi în România. Eu am văzut în continuare genul acela de atelaje, că nu știu cum să le spun, nu sunt trase de cai, că sunt motorizate, care folosesc exact acest sistem. Sistemul de tip CVT îl veți regăsi și pe foarte multe scutere. În la scutere, diferența esențială este că scuterele, pentru o simplitate tehnologică, folosesc o curea zimțată din cauciuc, care sigur are și anumite proprietăți speciale. În cazul unei transmisii CVT, cum este cazul acestui X-Tronic de la Nissan, avem un lanț foarte sofisticat, un computer care gestionează exact tot ce se întâmplă în acel timp. Transmisia de tip CVT X-Tronic emulează și 7 trepte de viteză. Cineva mă rog, râdea de mine la un moment dat că, domne, nu înțeleg eu cum e cu cutia CVT, că nu are rost să prezinți turațiile în diferite trepte de viteză la o cutie CVT, că ele variază continuu, așa cum îi spune numele. Da, variază continuu, dar în modul drive, în modul S, în care ai emulate 7 trepte de viteză, nu variază continuu, pentru că în acel moment banda sau, mă rog, plaja pe care se mișcă acele fulii este impusă de către computerul mașinii în așa fel încât să poți varia doar pe anumite segmente ca să ai ca finalitate 7 trepte. Și deci practic comportamentul în S, condusă mașina în modul manual așa cum o să vă arăt, este aproape ca al unei transmisii automate convenționale și atunci nu este nimic deplasat în a arăta la ce turație stă motorul, da, rulând constant pe autostradă, arăți frumos la ce turație stă în acele moduri prestabilite de cutie. Deci nu, atunci nu mai avem variație continuă, atunci avem doar folosirea cutiei cu variație continuă pe anumite intervale, respectiv 7 intervale prestabilite de către constructor. Bun, și acum să vă spun de ce se preferă genul acesta de soluție, nu doar la japonezi, sunt soluții care, deși aparent par foarte sofisticate, totuși principial sunt mai simple decât o cutie, de exemplu, automată convențională sau o cutie de tip dublu ambreiaj, pentru că acolo ai foarte multe pinioane, ai un volum mare de ulei, ai un volum mare al cutiei în sine, în timp ce la dublu ambreiaj, în esență, cam astea sunt lucrurile pe care le ai. Ai două axe pe care se află niște fulii, sigur, de o formă specială, eu vorbesc acum schematic, între care se află un lanț, acele fulii având posibilitatea de a se mișca în sus și în jos pentru a varia continuu, mă rog, în sus și în jos. Depinde cum este făcută cutia, dintr-o parte în alta, să spunem. În așa fel încât să mărească și să micșoreze raportul de transmitere al forței. Și acest lucru, în esență, este foarte simplu și ce mai permite, și dovada cea mai bună este exact acest motor 1.6 DCI,
Cutia de tip CVT permite preluarea în siguranță a unor valori de cuplu destul de mari, așa cum se observă, da? 320 de newton, ceea ce, de exemplu, la o cutie de tip dublu ambreiaj este ceva mai dificil. Deci trebuie anumite modificări tehnice, ambreiaje ramforsate, lucruri care la un moment dat se pot strica, în timp ce la un CVT această variație continuă care se întâmplă între un lanț special, de o construcție specială, e o bijuterie tehnologică lanțul în sine, cel puțin la X-Tronic. Deci mișcarea lanțului pe respectivele fulii de care vă povestesc se face cu frecări minime. De altfel, acest nou X-Tronic față de vechea generație aduce în plus o plajă mai largă. Deci variația continuă se face pe o distanță mai mare decât se făcea la vechile generații de CVT de acum 5-6 ani. Și în plus frecările sunt mult mai scăzute. De asemenea, dimensiunea cutiei a fost micșorată, volumele de lichide de răcire din interior, ulei, ce mai este pe acolo, fiind mai mici. Acest lucru înseamnă automat o greutate ceva mai scăzută, eficiență. Și nu în ultimul rând, o să vedem, asta degeaba vă povestesc, trebuie să vedem în timp ce rulăm. Performanța generală a mașinii nu este deloc rea. Față de 1.6 DCI cu transmisie manuală, viteza maximă este un pic mai mică și accelerarea de la 0 la 100 se face cu 0.4 secunde, parcă mai puțin decât la varianta echivalentă, unde să nu uităm că avem și acel sistem 4x4 inteligent care ajută la demaraj. Pe de altă parte, mașina respectivă este și un pic mai grea. Deci se cumva anumite avantaje se anulează cu unele dezavantaje la fiecare dintre variante. Deci inclusiv că vorbim de un CVT unde este un pic mai ușoară, dar mai puțin eficientă în a transmite puterea la sol pentru că nu ai tracțiune integrală. Pe de altă parte, dincolo ai tracțiune integrală, dar mașina este un pic mai grea. Și rezultatul este doar, dacă mă întrebați pe mine, simbolic. Deci pierzi 0.4 la accelerație și nu mai știu, 6 km la viteza maximă în favoarea motorului diesel cu tracțiune integrală și cutie manuală. În rest, această combinație cu CVT, cel puțin din datele tehnice, are un consum urban cu 0.4 litri mai mic decât varianta echivalentă pe transmisie manuală, iar consumul mediu este cu 0.2 litri mai mic. Deci aia mi se pare 5.1 litri la acest Nissan la care ne uităm noi și 5.3 la varianta cu tracțiune integrală, dacă mi-amintesc bine eu, și cutie manuală. Așadar, nu sunt diferențe mari, nu sunt mari probleme, iar cutia CVT poate să fie o investiție foarte bună dacă are un comportament cât mai apropiat de o transmisie automată normală. În trecut, cutiile CVT aveau un comportament, eu v-am arătat multe mașini cu transmisie CVT, la care în momentul în care apăsai pedala de accelerație la podea, comportamentul nu era tocmai cel mai așteptat de către șofer, în sensul că se ducea turația la maxim și mașina începea să tragă destul de încet, adică nu era obișnuit șoferul cu stilul acela. E, pe măsură ce transmisiile CVT au evoluat, așa cum o să vedem și la acest X-Tronic, frecările mai reduse și posibilitatea de a transmite și mai bine puterea în timp real au făcut ca aceste dezavantaje să se estompeze în așa fel încât, realmente o spun cu toată încrederea, dacă iau pe cineva în dreapta sau în spate și conduc acest X-Trail în mod obișnuit, în conducerea urbană, extraurbană, autostradă, cum vreți voi, inclusiv la viteze mari, nu va realiza că avem o transmisie de tip CVT. Va fi convins că este o mașină cu o transmisie automată. Asta va fi percepția celui care se află în mașină. Un cunoscător, sigur, cineva care știe exact despre ce e vorba, va vedea diferențele pe turometru și pe vitezometru și va înțelege că nu este chiar o transmisie automată convențională. Ce am încercat să spun prin această poveste lungă?
nu este un pas greșit pe care îl fac cei de la Nissan, menținând în continuare tehnologiile de tip CVT. Și aici intervine o altă poveste pe care o să vă spun foarte pe scurt. Este genul de transmisie care se împacă foarte, foarte bine cu un sistem de tip hibrid. Știți foarte bine și la Toyota și la alte mărci care mai dezvoltă tehnologii hibrid că în general există doar cutii de tip CVT. Deci este transmisia care poate să îmbine cel mai bine diverse tehnologii, adică motor electric cu motor benzină sau motor electric cu motor diesel sau alte chestiuni de acest gen. Iată-o acum pur și simplu în combinație cu un motor diesel și rezultatul, dincolo de faptul că în acest moment mașina fiind nouă, consumul mediu e ușor mai mare decât cel dat de constructor, totuși prestația mașinii este de anul 2016, adică mie nu mi-a lăsat mașina niciun fel de impresie proastă la capitolul dinamică. O să o vedem live. Am lăsat special motorul pornit ca să auziți și cam cum se aude în interior. Se aude dieselul, e clar, am văzut măsurile de antifonare sunt prezente, bordul e masiv. În timp ce rulăm o să vedeți că mașina e destul de silențioasă, dar la pornire și la mersul în gol, motorul diesel se aude clar, fără echivoc, îți spune că e diesel. Diferențele la interior față de acel X-Trail 4x4 pe care l-am prezentat nu sunt decât în zona transmisiei automate, da? Deci aici avem o poartă de transmisie de tip CVT. Așa cum observați, nu este cu șicane, deci este de tip linie cu PRND. Se folosește un buton de pe manetă pentru trecerea din N în R și din R în P. Modul S se activează prin mutarea manetei în stânga și dacă dorim neapărat se pot schimba și treptele prin mișcări înainte și înapoi. O să vă arăt în mers. Frumos făcută, fără probleme și cel mai important, face ceea ce trebuie să facă o transmisie automată, adică îți oferă comoditate fără să te omoare la buzunar ca o transmisie automată cu convertizor de cuplu care e destul de risipitoare de energie. Din păcate, în acest moment în care filmăm, mașina fiind foarte nouă, are doar 840 de km, dintre care o parte am făcut noi. Încă nu s-a lăsat consumul așa cum ar trebui, dar asta e, dacă noi ne-am nimerit printre primii, o să o luăm așa cum este. Și oricum am folosit aerul condiționat tot timpul, deci clima a fost pe auto non-stop, nu am oprit aerul deloc, o să-l oprim probabil doar la testele dinamice. Alte aspecte legate de această versiune cu 5 locuri și care sunt sigur că o să intereseze pe foarte mulți, există o diferență de greutate între versiunile de 5 și 7 locuri, evident, da, logic, pentru oricine, din moment ce ai două scaune în plus în spate. Versiunea cu 7 locuri este mai grea în funcție de nivelul de echipare, undeva între 40 de kg pe anumite nivele de echipare și 20 sau 30 pe alte nivele de echipare. Deci în general la asta trebuie să vă gândiți, 20-40 de kg în plus la versiunea cu 7 locuri. Deci acest 5 locuri este un pic mai ușor. Având o caroserie identică la exterior, deci nu diferă ampatamentul sau alte chestiuni, în mod evident că la versiunea de 5 locuri, modul în care sunt amplasate scaunele spate, bancheta spate, favorizează spațiul, deci pentru
o versiune de 5 locuri pusă una lângă una de 7 locuri. În cea de 5 locuri, în mod evident, se stă mai bine pe locurile din spate, pentru că sunt făcute în așa fel încât să ofere confort doar pentru 3 persoane, în timp ce la versiunea de 7 locuri, așezarea scaunelor încerca să facă loc și pentru cei din al treilea rând de scaune. În plus, portbagajul, așa cum am mai spus, la această versiune este un pic mai mare. Și acest lucru este din nou un plus. Vorbim de un SUV mediu, deci nu de un SUV compact. Un SUV cu dimensiuni destul de impresionante, o mașină mare, cu o gardă la sol mare. Păcat că nu are tracțiune integrală, ar fi fost ideal, mai ales într-o combinație de acest tip cu, mă rog, fie cu CVT, fie cu o cutie automată convențională, dar vom vedea ce ne rezervă viitorul. În ceea ce privește modularitatea la interior, în timp ce eu vorbesc, probabil veți vedea anumite poziții ale scaunelor. Știți foarte bine de la prezentarea trecută că avem banchetă glisabilă, deci bancheta este și fracționabilă, adică are două bucăți asimetric care pot să gliseze individual înainte și înapoi pentru confort mai bun al pasagerilor sau pentru a putea încărca anumite bagaje atipice. Și de asemenea spătarul sau spătarele banchetei au poziții de înclinare reglabile, deci ai mai multe poziții în care poți să-ți pui spătarul pentru confort absolut. Acest lucru este un mare plus pentru acest Nissan. Am avut o serie de mail-uri și multă lume s-a plâns de faptul că nu ai tracțiune integrală pe o variantă cu cutie automată. Din păcate, nu este acum. Vom vedea ce va fi. Important este că măcar ai o transmisie, această transmisie X-Tronic, care îți oferă confort, pentru că în oraș mașina este supremă, schimbările de viteze neexistând, deci existând doar acea glisare a lanțului pe cele două fulii cu formele alea speciale, practic nu prea simți. Doar la modul manual, când folosești modul manual, comportamentul, așa cum o să vedeți, este aproape cel al unei transmisii normale.